am vorbit de alocații pentru copii, rămâne varianta Senatului. Asta înseamnă că creșterea de 20% se va operaționaliza începând de 1 ianuarie și noi am propus o schimbare de filozofie pentru alocații de copii, să legăm de venituri și să fie deductibilă din impozitul după venit. Deci este o schimbare propusă care vom discuta în acest an, în așa fel încât să încercăm să introducem începând de anul 2023.